O cale de ieșire din situația economică dificilă în care se află județul Dâmbovița pare să fie identificarea și promovarea unor puncte forte care ar putea reprezenta argumente pentru investitori de a-și deschide afaceri în Dâmbovița. Pentru a se ajunge însă aici, e nevoie ca potențialii investitori să cunoască foarte bine județul și oportunitățile pe care le poate oferi acesta. Deputatul USL Ion Pârgaru a inițiat o dezbatere în acest sens, alături de Universitatea Valahia din Târgoviște, Prefectura Dâmbovița, Consiliul Județean, Primăria Târgoviște, Direcția Română de Metrologie și Direcția Regională de metrologie legală. Dezbaterea a așezat la masa dialogului reprezentanții autorităților județene și locale, parlamentari, cadre didactice universitare, precum și membrii ai comunității oamenilor de afaceri. De asemenea, la întâlnirea de lucru a fost prezent și Mircea Joană. Deputatul Ion Pârgaru a prezentat în deschidere scopul întâlnirii. Scopul nostru este de a ne cunoaște, chiar de a socializa, că sunt sigur că dumneavoastră vă cunoaște, sunteți dumneavoastră, dar de a pune în evidență ceea ce județul poate să facă, poate să creeze locuri de muncă, poate să creeze valori care să fie în beneficiul județului nostru și sigur. Un aspect important îl reprezintă și forța de muncă din județ. Universitatea Valahia se poate lăuda cu generații întregi de absolvenți calificați, care își pot pune la bătaie experiența profesională în diferite domenii de activitate. Universitatea are la acest moment în jur de 8.000 de studenți. De la înființare și până în prezent, universitatea a dat aproape 50.000 de absolvenți. Este o cifră, dacă ne referim la numărul de studenți din universitate, o cifră care ne poziționează ca fiind o universitate de talie medie la nivelul universităților din România.